câștigătorule, oricare ai fi tu, dintre cei trei pe care i-am în fața mea, și voi, cei din stânga mea, clarvăzătorilor, ne aflăm la capătul unui drum care nu ar fi fost posibil fără ca acei oameni care au fost invizibili pentru voi, cei care s-au aflat pe urmele voastre, a sosit momentul să vă întâlniți cu juriul. Juriul clarvăzătorii! Un psiholog, un criminalist și un mare iluzionist. Ei sunt Carmen, Leo și Mihai. Există vreo diferență în ceea ce pentru tine însemna termenul clarvăzătorii atunci când a început acest experiment față de acest moment? Clarvăzător sună generic. Juriul a creat și a creat o scară ierarhică arbitrară pentru experimentul ăsta. Cei care judecă sunt cei care ne privesc. Îți mulțumesc, Mihai. Câștigătorule, oricare ai fi tu, te afli pentru prima dată față în față cu juriul. Cea de-a doua întrebare, Carmen, de ce ați ales acești trei finaliști? Am fost puși într-o postură destul de dificilă, pentru că fiecare concurent, de-a lungul misiunii, a dovedit, din punctul meu de vedere, însușiri pe care mulți din noi nu le avem. Leo, de ce acești trei finaliști? Ei au fost cei care au ghicit mai multe probe sau mai multe experimente și așa am concluzionat că ei sunt cei care sunt printre câștigători. Deci noi am ghicit. Mulțumesc! Dragi finaliști, avem alături de noi 5 care nu mai fac parte din această finală. Acest lucru înseamnă că au mai rămas numai 3 și aceia sunteți voi. Special pentru această festivitate, pentru momentul în care ne aflăm, au fost pregătite 3 bijuterii. 3 bijuterii importante. Ele au fost făcute chiar în această seară. Aș putea să spun că sunt calde. Primul reprezintă un inel. Este simbolul ambiției, al reușitei și al mândriei. El aparține celui mai râvnit loc, locul numărul 3. Premiul pentru locul numărul 2 este un medalion. Acest medalion are o formă ascuțită. El simbolizează tăria cu care voi ați acționat, încrederea și puterea de care ați dat dovadă. Premiul pentru ocupantul numărului 1 este același medalion și simbolizează același lucru, însă el este mai mare. Mircea, locul 3 nu este pentru tine. Mariana? Ești câștigătoarea locului 3. Mulțumesc. Îți înmânez acest inel și am să te rog să-l porți cu mândrie și eventual să ajuți oameni atunci când vei putea. Mulțumesc. Felicitări. Mulțumesc. Din întreaga echipă a clarvăzătorilor, am în față ceea ce se numește cel mai bun clarvăzător. Sunteți ocupanții primelor 2 locuri. Mircea, Nicușor, sunteți cei mai buni. Mulțumim. Nicușor. Sau Mircea. Nu mi-ai răspunde tu la această întrebare. Nicușor, ești câștigătorul locului întâi. Am lăsat la precherea jurului și voi aștepta răspunsul tău.
indiferent dacă iau locul 1 sau locul 2, indiferent colegii mei că au plecat, rămânem învingători. Nici unul nu-i mai pretut decât altul. Care este părerea ta, Mircea? Eu n-am venit aici ca să concurez cu acești 7 oameni. Am venit aici să mă concurez pe mine însumi. Acest simbol aparține locului întâi. Câștigătorul primului sezon al ediției Clar Văzătorii. Mircea Iorga. Simt foarte tristă, deoarece decizia jurului n-a fost corectă. Cum e posibil, din doi oameni care au aceleași puteri abile, cum ar fi clar viziunea, simțul și mirosul, să fie aleasă o persoană fizioterapist? Nu înțeleg cum e posibil una ca asta. Cum e posibil ca unul din noi doi, eu și Nicu, să n-avem locul 1? Noi am fost la un reality show de oameni reali, nu fictivi. Ținând cont că am ocupat locul 3, eu, față de colegii mei, nu mă simt foarte bună sau mai bună față de ei. Eu oricând sunt dispusă, cu restul de colegi care au fost 5, să pot împărți acest premiu cu ei. Nu simbolizează foarte mult pentru mine, deoarece de jur am fost supărată, dramatizată, am fost neîndreptățită, pot să spun. Mă simt ca o persoană lovită, pentru că Iuriu n-a ales conform cerințelor care s-a chis pus la acest experiment. Au spus aleg un om mai inteligent, nu un om indiferent ca și clar văzător. Dar suntem oameni cu, să spunem, cu capacități extrasenzoriale. Simt că am fost jignit de acest juriu. Pentru că nu a ales un clar văzător. Nu a ales un om care a avut capacități de clar viziune. Domnul Mircea pentru mine a fost un frate mai mare. M-a ajutat când eu am clacat și puteam să fiu mort, dumnealui, cu bioenergia dumnealui, și mulțumesc că Dumnezeu să-i dea sănătate dânsului. Rog din tot sufletul ca lumea, cum eu am spus că nu, să nu creadă prima dată în clar viziune, să creadă și să nu creadă în cei trei pioni, un criminalist, un psiholog și un iluzionist. N-am spus că nu mă așteptam. Înțeleg că ajungând în această poziție este o mare responsabilitate. Acest lucru înseamnă de fapt că am învins niște temeri, mi-am învins propriile temeri. Nu pot să spun nici că mă așteptam, nici că nu mă așteptam să câștig acest concurs, pentru că nu am concurat împotriva celorlalți participanți, am concurat împotriva mea. Consider că este mult mai dificil să te concurezi pe tine însuți, pentru că întotdeauna vrei să te depășești. Am intrat în acest concurs de pe o poziție delicată. Nu am venit ca și clar văzător, am venit ca și bioterapeut. Lumea are încredere foarte mare în așa ceva. Deci oamenii pot fi foarte ușor influențați de un astfel de concurs. Suntem oameni ca toată lumea, care ne-am antrenat un pic în plus. Aveți încredere în voi înși vă, pentru că forța este în voi.